Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. În această seară vă voi face predicții cu cărțile de tarot. Cărțile de tarot, tarotul Jaman. El se numește așa pentru că practic are în loc de 22 de arcane majore, cele mai importante arcane ale tarotului, are 44, pentru că ele sunt și partea, să zic așa, negativă a arcanelor. Deci are 22 de arcane, deci un pachet de cărți ale tarotului Jaman este alcătuit din 22 de arcane cu aspecte pozitive și 22 de arcane cu aspectele negative. Da, deci de aceea se numește tarotul Jaman. Partea văzută și partea nevăzută a tarotului, a arcanelor din tarot. Eu în această seară vă voi face predicțiile practic pentru a afla pentru a răspunde la întrebarea cum vede partenerul relația cu voi, da? Deci gândiți-vă la partenerul pe care îl aveți, la iubitul vostru, la soțul, pe prietenul pe care îl aveți și puneți-vă întrebarea cum vede acesta relația cu voi, da? Și vom vedea ce răspunde tarotul și, bineînțeles, vom afla și cum va merge mai departe relația în viitor, da? Ce se va întâmpla, cum va evolua în următoarele luni de zile. Practic, predicția este pe o durată cam de 6 luni de zile. Deci se poate mai repede sau mai târziu, dar în cam așa, cam în jur de 6 luni de zile are durata de valabilitate această predicție. Așadar, gândiți-vă la partener, la iubit, la soț, la cu cine sunteți voi în momentul actual și să vedem ce gândește el despre relația pe care o are cu dumneavoastră. Cum vede această relație voastră pe care o aveți împreună, da? Și alegeți-vă una dintre cele 3 variante cu aceste inimioare, da? Pentru că vorbim despre relații, astăzi am pregătit inimioarele. Alegeți-vă una dintre cele 3 variante, inimioara roșie, roz sau verde, gândindu-vă la partenerul vostru, bazându-vă, bineînțeles, și pe inspirație și după cum rezonați cu aceste culori și cu aceste inimioare. Și concentrați-vă pe întrebare în momentul când vă alegeți, ca să puteți să alegeți varianta cât mai corect și care să vă dea răspunsul cât mai aproape de realitatea. Ok, și pentru început voi face predicția pentru cei care și-au ales varianta inimioare roșie, o să pun aici. Poate ați văzut că și lumânările sunt una roșie și una albastră. Cea roșie vă reprezintă pe voi ca femei, cea albastră pe bărbați, roșu mai reprezintă și dragostea, da? Deci albastru mai reprezintă și cunoașterea, sinceritatea. Și aici am lumânările albe, la fel care reprezintă. Deci fiecare culoare are o anumită semnificație, un anumit simbol. Deci să vedem pentru cele care și-au ales varianta inimioarei roșii, cum vede relația partenerului pe care îl aveți. Da? Să vedem cum vede acesta relația voastră și cum vedeți și voi de altfel, ce se va întâmpla în viitor, da, cu relația voastră, cum va evolua ea. Deci să vedem despre cele care și-au ales varianta inimioarei roșii, cum vă vede partenerul. Aici îmi spune că este foarte posibil ca partenerul acum, în momentul el, să vă vadă ca pe o femeie care conduceți, care aveți foarte multă autoritate, care poate sunteți o femeie independentă, care aveți poate chiar o afacere sau vă doriți acest lucru, conduceți, să zic așa, dar sunteți în același timp și o persoană cu foarte multe calități feminine, frumusețe, să zic așa, da, feminitate și vă doriți poate chiar și un copil, da? Deci sunteți o persoană sau fertilă, ca să zic așa, încă sunteți o persoană fertilă care puteți face copil, dar el vede această relație ca și cum se termină, se dărâmă, da? Deci din niște temeri, poate este teamă de dumneavoastră, poate este teamă de să se implice, este teamă de responsabilitate. Să vedem ce spun cărțile, da?
Deci să vedem, prima este, vorbește despre voi, cum vedeți voi relația cu partenerul. A doua oară vorbește despre cum vede partenerul relația cu voi. A treia vorbește despre ce se va întâmpla, cum va merge relația în viitor apropiat și cea de-a treia va vorbi ce se va întâmpla cu relația în următoarele 6 luni, peste 6 luni, să zic așa, cum va fi, da, deci în viitorul mai îndepărtat. Deci, aici, în prima fază, voi vedeți relația ca pe destin, să zic așa, ca pe destin. Deci, voi vedeți, considerați că este, face parte din destinul vostru această relație. Sunteți o persoană care dați foarte mult, ca să zic așa, da? Deci, sunteți o persoană care dați foarte mult partenerului vostru, sentimente, inima voastră, i-o dați acestuia, da? Deci sunteți o persoană care vă dăruiți trup și suflet, ca să zic așa, da? Sau mai considerați relația, o vedeți și ca pe o oportunitate, ca pe un noroc, ca pe un dar, ca și, sau considerați că este vă protejează, să zic așa. Faptul că aveți relație cu o persoană, vă simțiți protejată, vă simțiți împlinită, poate să fie și acest semnificat, da? Practic, este o vedeți o relație pozitivă, o relație care vă ajută să străluciți, să vă împliniți destinul vostru, pentru că reprezintă steaua, reprezintă și destinul, practic, da? Vă dă mai multă încredere în viață, mai multe oportunități, ca să zic așa, da? Deci, vă aduce mai mult noroc. Vă dă mai multă forță, sunteți practic fericiți cu această persoană, vă simțiți fericiți dacă cu această persoană, împlinită cu această persoană. În marea parte a relației va ajuta să vă îndepliniți chiar și în anumite dorințe. Da? Deci, trebuie să aveți mai multă încredere. Această relație practic vă învață să aveți mai multă încredere, să credeți mai mult în voi, să credeți că veți putea depăși toate situațiile. Așa vedeți voi relația, că puteți depăși orice situație, ar fi ea cât de grea, ar fi cât de dramatică, voi considerați că puteți să o depășiți. Da? Deci, voi credeți în norocul vostru și în steaua voastră și în această relație. Cum vede partenerul, în schimb, relația? Din păcate, partenerul nu o vede foarte bine. El o vede, vă judecă, ca să zic așa. Deci, el stă și vă judecă, e mai critic, da? Deci, este o persoană, sau este o persoană care evaluează, încă mai stă și evaluează, încă nu e decis ce să înțeleagă el din această relație, da? Deci el încă mai stă și mai evaluează la relația voastră. Încă se mai gândește, o fi bine, o fi rău. Încă nu știe exact ce își dorește. Da? Deci este încă justiția vorbește practic despre lucrurile făcute corect, dar ieșind practic cartea pe dos, deci a ieșit partea negativă a justiției, aici îmi vorbește despre faptul că sunt lucruri pe care nu vi le spune, da? Deci nu vi le spune pe toate, nu este foarte sincer, poate, da? Deci nu este o persoană tocmai sinceră, nu spune exact ceea ce gândește el despre voi. El încă vă judecă pentru, cum să zic, aruncă asupra voastră vina pe care poate voi nici măcar nu o aveți, da? Că el se consideră că el este cel care e cel mai, cum să spun, el este cel care face ordine, cel care are rolul cel mai important, cel care clarifică situațiile, cel care taie și spânzură, cum să spune, în relație, da? El se simte nemulțumit, ca să spun așa, se simte neînțeles, se simte tratat rău,
Nu se simte nu se simte bine cu dumneavoastră, ca să zic așa, din foarte multe puncte de vedere. În mod special din punct de vedere al social, spre exemplu. Are o senzație că, practic, nu-i respectați cuvântul sau trebuie să vă respecte vouă prea multe reguli. Da? Deci, pare mai mult o relație de conveniență, ca să zic așa. Nu are el libertatea pe care și-o dorește. Își dorește să-și recapete libertatea. Poate chiar așa ar gândi el. Și-ar dori să recapete libertatea. Și este posibil ca în viitor apropiat, îmi apare aici carul, da? Îmi apare carul, ceea ce îmi vorbește poate chiar de o călătorie. Da? Deci, în viitor apropiat, relația voastră este foarte posibil să meargă bine, dacă e mai la distanță, că poate pleacă, sau depinde cine conduce acest car. Trebuie să vă găsiți un scop comun, să conduceți pe același drum, ca să zic așa, să aveți un obiectiv comun, ca să puteți să. Pentru că e posibil să fie voi păreți suflete pereche, pentru că carul vorbește și despre. Sunt doi cai aici, unul alb și unul negru, dar aveți și părți pozitive și părți negative. Da? Deci, trebuie să vă găsiți obiectivele comune, pentru că este o carte pozitivă, dar trebuie să fiți atenți cum conduceți relația, pentru ca să nu se răstoarne, da? Această relație. Pentru că ea aduce foarte mult succes și foarte multă reușită, dar există și foarte multă ambiție, foarte mult orgoliu, foarte mult, să zic așa, ego, da? Deci încercați cumva să echilibra situația, pentru că el de aici a venit cu acest echilibru cumva, să-i mai dea și lui libertatea necesară, să nu-l țineți prea strâns în frâie, da? De să-l mai. Când, să știți, trebuie să știți. Să știți să conduceți o relație ca să rămâneți cu această persoană. Pentru că în viitorul îndepărtat, peste 6 luni de zile, mi-apare aici o carte care reprezintă soarele, dar ieșind în poziția răsturnată, poziția negativă a acestei, sunt lucruri ascunse față de voi, da? Deci vă sunt lucruri care nu vă sunt ascunse, nu vă sunt spuse. Nu-și arată ei, voi v-am zis, voi sunteți ca suflete gemene, ca suflete pereche, dar se pare că există niște neînțelegeri între voi, cine conduce poate relația, da? Ce reguli trebuie respectate, ale cui trebuie respectate, pentru că soarele reprezintă o situație pozitivă, o relație pozitivă, dar ieșind ea aici, partea negativă îmi vorbește despre faptul că poate să fie ceva nu a funcționat, ceva n-a mers, n-a ieșit așa cum s-a vrut. Poate că sunteți prea exigenți, unul, voi sau el, nu știu, poate el că mi-apare cu balanța. Vrea mai mult, își dorește mai mult, își dorește să plece, poate într-o călătorie, își dorește să câștige bani mai mulți. Nu știu, are o exigență. Și atunci asta avertizează practic că peste 6 luni de zile o să vină să vă spună că vrea mai mult, vrea ceva, vrea să e nesatisfăcut, da? Deci, el nu e mulțumit de viața pe care o are cu dumneavoastră, da? Deci nu se simte cu adevărat fericit și nu știe chiar nici măcar nu știe de ce, vă vinovățește poate chiar pe nedrept, să zic așa, pentru că el e nefericit din alte, nu știu, nu realizează încă de ce este nedrept, nu știe să aprecieze poate lucrurile frumoase din viața voastră. Da? Deci, el, în loc să se bucure de ceea ce are, el vrea ceva ce nu e, ce nu se, ce au alții, poate, spre exemplu. Da? Sau voi, nu știu care dintre voi, unul dintre voi este aici, pentru că aici e vorba despre o relație, asta îmi spune peste 6 luni cum va evolua relația voastră. Deci, trebuie să, dacă doriți să fiți fericiți cu această persoană, trebuie să vă mulțumiți cu ceea ce aveți, să nu mai fiți atât de critici, da? Asta este practic mesajul acestei cărți. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales inimioara roz, ce spun cărțile, da? Deci să vedem care este practic evoluția relației voastre, vedem cum vede partenerul relația cu voi și cum o vedeți voi, ce se întâmplă în viitorul apropiat cu relația voastră și în viitorul mai îndepărtat, da? Și la voi va ieși aici un drum, dar un drum pe care
probabil nu se va face pentru că poate nu știți să conduceți carul, da? Deci mi apăreți aici puțin cai să uite unul în stânga, unul în dreapta. Poate că vă vine gând de ducă, de plecare. Da, aveți așa niște apucături mai nebunești la un moment dat. Deci să vedem voi, să vedem partenerul, cum vede relația, să vedem ce se întâmplă în viitor apropiat și în viitorul mai îndepărtat. Da, în viitor apropiat mi-a apărut aici leul, forța, practic, da? Forța, dar ieșind forța negativă, este foarte posibil ca voi să vă folosiți energia voastră. Poate aveți prea multă energie, prea nervi, da? Și nu știți să închideți gura, nu știți să îmblânziți fiara, să zic așa, nici din voi și nici din altul, da? Și atunci acest lucru, această energie vă face mai răi, mai animali, să zic așa, da? Deveniți mai fioroși. Da, deci nu știți să vă îmblânziți, trebuie să îmblânziți o situație, da? Deci pentru că mi-apare aici forța, care forța, ea este o carte pozitivă, dar a ieșit partea negativă a forței în acest, deci voi sunteți o forță negativă, aveți multă energie negativă, ca să zic așa, da? Deci încercați să vă calmați, încercați să fiți mai ponderați, da? Deci mai... pentru că posibil să aveți dubii poate asupra capacităților voastre, nu aveți încredere suficientă în voi. Da, deci sunteți puțin cam vulnerabili, sunteți puțin cam... Deci voi vedeți relația aceasta cu această persoană că poate vă face mai vulnerabil, vă face mai victimă, să zic așa, da? Deci vă deveniți... De-aia poate că vă și înrăiește, pentru că vă simțiți în pericol, poate, cu această persoană, vă simțiți vulnerabili, poate din cauza criticilor, din cauza dușmănilor, invidiilor, care sunt și din partea relației cu această... din cauza acestei relații. Da, deci sunt niște influențe care practic vă cauzează probleme. Vă simțiți tot timpul, trebuie să combateți în această relație, să zic așa, să vă combateți poziția, să vă bătesc pentru poziția voastră în această relație sau pentru a vi-l păstra, sau a vă păstra relația. Să mai rămâneți cu el. Poate că există rivalități, există gelozie, există persoane care el mai are și pe altcineva sau alte persoane care se dau la el, spre exemplu, sau la ea, da? Cum va evolua în viitor unde mai apropiat relația? Aici veți fi ispitiți, veți fi, să zic așa, iese din voi acea parte negativă, acea parte, sau poate deveniți, sexualitatea se manifestă mai puternic, da? Pentru că aveți o energie sexuală mai puternică, pentru că aici diavolul mai vorbește și despre sexualitate în viitor apropiat. Iar el aici e mai singurat, mai retras, poate sunteți retrași acum, despărțiți cumva într-un fel sau altul voi în această relație pe care sunteți. Pentru că îmi apare aici, el gândește această relație, el s-a însingurat, s-a înstrăinat, nu vă mai spune, are nevoie de un sfătuitor, își dorește să se sfătuiască cu cineva, poate are și un anturaj pe care nu e tocmai potrivit sau, mă rog, nu se simte cu voi în mediul potrivit, nu știu, că e mai însingurat, așa, s-a retras în el, are nevoie de lumină, are nevoie de cunoaștere, are nevoie de sfaturi, da, și poate chiar se va adresa cuiva sau vrea să se retragă puțin din această relație ca să se gândească ce are de făcut mai departe. Iar în viitorul apropiat, v-am spus, îmi apare acest diavol care e în aspectul pozitiv a părții sale, dar îmi vorbește oricum despre niște ispite, despre niște, poate vorbește chiar de sexualitate, da, deci de fascinația, deci în viitorul apropiat totuși există această fascinație, acest magnetism, ca să zic așa, veți fi în continuare atrași unul de altul, să zic așa. Reușiți să-l recuceriți, să-l seduceți, ca să zic așa, dar trebuie să-l convingeți într-un fel sau ca să fie de partea voastră, sau să vă, trebuie să-l convingeți să vă ierte sau să vă înțeleagă. Da, dar veți fi capabil să găsiți soluția, ca să zic așa, dacă vă implicați. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi, în capacitățile voastre de seducție, ca să spun cu alte cuvinte, dar să nu fiți excesiv de materialiști.
Da? Pentru că atunci lucrurile se complică. Iar în viitorul meu, îndepărtat peste 6 luni, mi-apare aici îndrăgostiții, dar în poziția negativă. Posibil să vă despărțiți, posibil să mai apară o altă persoană, să mai fie. Am zis că voi aveți nevoie, deci cum vedeți voi relația, că voi trebuie să vă bateți pentru această relație într-un fel sau altul, să combateți, da? Să vă puteți menține relația cu această persoană. Deci aveți tot timpul, duceți tot timpul o luptă, o discuție, da? Există o concurență, probabil. Pentru aceasta voi vă manifestați această forță uneori și într-un fel mai nervos, ca să zic așa, da? Și ceea ce îl face pe el să se închidă în el și să retragă sau cere sfatul cuiva cu ce să facă mai departe, cum să meargă. Pentru că aici mi-apar îndrăgostiții care îmi vorbește că posibil să fie și o a treia persoană în această relație și chiar să se destrame relația dintre voi, da? Adică să mergeți către despărțire. Deci peste 6 luni de zile să nu mai fiți în relația cu persoana cu care până acum erați, din păcate. Cam asta e ce pot să spun pentru cei care și-au ales. Există foarte multe dubii, deci foarte multe dubii în legătură cu relația voastră, dacă mai merge sau nu mai departe. Suntem foarte multe preocupări. Poate că nu corespund preocupările voastre nici intelectuale, nici fizice, nici spirituale. Aveți preocupări diferite, da? Deci nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Cam asta e și pentru cei care și-au ales varianta inimioare roz. Haideți să vedem și pentru cei care și-au ales inimioara verde. Să vedem cum vede partenerul relația voastră, cum o vedeți voi, ce se va întâmpla în viitor apropiat, ce se va întâmpla în viitor mai îndepărtat, da? Aici mi-apare că trăiți într-o perioadă de transformare, da? Deci relația voastră este într-o perioadă de transformare. Da? Deci vedem cum vedeți voi relația, cum o vede partenerul, ce se va întâmpla în viitor apropiat și să vedem și în viitorul mai îndepărtat, peste 6 luni, ce se va întâmpla. Deci voi cum o vedeți acum? S-a cam rupt legăturile între voi, deci acel fir care vă lega, deci acel succes, să zic, comunicarea între voi s-a cam rupt, s-a cam, așa vedeți voi relația, că nu mai există comunicare între voi. Parcă nici în societate nu mai ieșiți prea mult împreună, nu vă mai afișați împreună, nu mai sunteți ca într-o relație oficială, sunteți mai retrași. Poate chiar e și despărțirea între voi, pentru că el vede relația la fel, vede că nu mai există între voi lucruri comune, nu mai există, nu aveți aceleași aspirații, aceleași planuri de viață. Da? Deci există foarte multe neînțelegeri între voi. Unul e într-o parte și e posibil să mai fie și o a treia persoană. Cu toate că în primă, aici, în viitor apropiat, e posibil ca într-un fel sau altul să vă reapropiați dacă nu apare o altă persoană. Că acum e posibil, vedeți voi, aici poate cartea să fie cu dublu sens. Fie că voi veți reușiți cumva să-l îmblânziți, da? Să vă reîmpăcați, să reușiți să vă găsiți forța în voi, dacă veți avea mai multă încredere în voi și veți reuși să-l îmblânziți, pentru că va ieși această carte Forța, da? Deci reușiți să-l îmblânziți. Dar peste 6 luni de zile, totuși, el jonglează cu niște situații. Deci este foarte posibil să mai existe și o altă persoană. Deci nu sunteți singura. Deci el împlinit nu poate să fie doar cu dumneavoastră. El mai are și pe altcineva. Nu găsește în dumneavoastră tot ce are el nevoie, ca să zic așa, da? Și atunci el își mai găsește și pe o alta sau ea pe un altul, da? Pentru că nu-i împliniți. Este altcineva care reușește să-l îmblânzească sau să scoată partea frumoasă din el. Deci voi poate scoateți doar partea animalică din el. Cealaltă persoană, în schimb, scoate partea blândă a sa. Pentru că aici mi-apare magicianul, adică o persoană care, în viitorul mai îndepărtat, el jonglează cu niște situații, da? Deci el nu. Relația e posibil să nu se rupă între voi. Cu toate că el o gândește ca să se rupă, dar poate nu are încă, să zic așa, decizia, pentru că de îndrăgostiți întotdeauna vorbește despre indecizii, despre
un trio, să zic așa, da? Deci se complace în niște situații mai, să zic așa, dubioase. Sau, mă rog, mai se complace în anumite situații, chiar dacă nu-i plac. Da? De găsește o cale în care să-și satisfacă și nevoile sale pe care voi nu îi le puteți satisface. Acum depinde în ce punct de vedere e vorba, sentimental, financiar, profesional, spiritual, da? Deci intelectual, etc. Pentru că vă puteți înțelege bine într-un anumit nivel, dar de la un anumit nivel apoi nu vă mai puteți înțelege. Poate, spre exemplu, vă puteți înțelege foarte bine din punct de vedere sentimental sau sexual, dar nu vă puteți înțelege din punct de vedere intelectual pentru că nu aveți același nivel intelectual, da? Sau același grad spiritual, să zic așa, da? Deci nu sunteți pe același nivel. Și atunci, din această cauză apare necesitatea de a avea pe o altă, deci căuta în altă parte sufletul pereche, da? Și legăturile care sunt, pentru că între voi sunt niște legături, aceste fire, vedeți, sunt două fire, da? Sunt niște fire între voi, dar din comunicare, din ceea ce ați petrecut împreună, dar nu este suficient, da? Deci nu este suficient. Iar în viitorul îndepărtat am spus că mi-apare această carte care vorbește despre faptul că jonglează cu niște situații. El este o persoană foarte inteligentă, foarte capabilă, o persoană foarte creativă, ca să zic așa. Poate și, ca să zic așa, e o persoană care muncește, care are inițiative, care acționează, îi place să fie mai autonom, dar poate are și o gândire puțin mai infantilă, să zic așa, mai de copil uneori. Da? Deci, sau îi lipsește motivația ca să meargă mai departe cu voi, nu mai vede de ce ar merge mai departe, nu mai are entuziasm, sentimentele poate se răcesc, da? Lipsesc hopurile comune, proiectele, deci care vă împiedică ca să mergeți înainte împreună. El sau se simte îmbătrânit pentru, sau se simte îmbătrânit prin această relație, da? Deci vrea altceva, vrea un alt nivel, sau voi sunteți prea tânără pentru el, spre exemplu. Ori el are el așa o stare mai negativă la un moment dat, da? Pentru că mi-au ieșit ambele cărți care vorbesc despre cum vedeți relația, dar și la voi, cum vedeți voi relația și cum o vedeți relația, e și părțile negative și aici la fel mi-a ieșit în viitorul mai îndepărtat, peste 6 luni, această carte negativă care vorbește despre faptul că există, sunt discuții între voi, vor fi discuții, probabil trebuie să se, el trebuie să-și apere poziția sau voi la fel trebuie să convingeți anumite lucruri că le face într-un fel sau altul. Știu? Da, deci nu sunteți capabili practic să faceți niciunul primul pas, nici de împăcare, nici de despărțire, ca să zic așa. Foarte clar, foarte. Deci fiecare, chiar dacă te faci primul, spre exemplu, voi faceți primul pas de împăcare, îi ziceți, bine, eu te iert, dar și tu ai greșit. Adică, în felul acesta, nu veți reuși să vă împăcați definitiv, ca să zic așa. Adică, tot timpul lăsați o ușă deschisă pentru o nouă ceartă, da? Și atunci este foarte posibil ca el să nu mai aibă încredere în voi și ca și voi, nici voi în el, și atunci să încerce să se încredă, să aibă mai multă încredere în anturaj, în prieten, da? Deci, din păcate, nici la voi relația nu văd că va mai fi împreună. Deci, chiar și acum, în acest moment, mie îmi pare întreruptă această relație, deci pentru cei care și-au ales varianta, sau răcită oricum, deci într-un fel sau altul, pentru că aici nu mai există așa comunicare între voi, da? Ce comunicare, lumea vorbește despre comunicare. Iar aici, îndrăgostiții, vorbește despre faptul că unul se uită într-o stânga, unul în dreapta, deci deja vă uitați fiecare, încercați o ușă de scăpare, ca să zic așa. Există aici, în viitor apropiat, posibilitatea unei apropieri, există o forță, o energie care vă poate reîntinări relația, da, o nouă turnură, dar mai departe, după aceea, din nou se reîntoarce către, pentru că el jonglează totuși cu niște situații, nu vi le spune așa cum trebuie, da, deci nu este foarte corect, e mai infantil sau nu vrea să-și asume responsabilități, vedeți voi.
Cam asta e tot ce pot să vă spun și celor care v-ați ales varianta inimioarei vers. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții și că sunt pe placul vostru și că vă regăsiți în ele și că vă împlinesc așteptările și că vă dezvăluie ce aveți de făcut mai departe în relația în care sunteți. Rețineți totuși că acestea sunt predicții generale, deci nu vă sunt adresate în mod special, nu sunt adresate în mod special unei anumite persoane pentru problema sa personală în relația sa personală pe care o are cu partenerul iubitul, cu cine este cu el. Da? Deci, la modul general, ei luați din aceste predicții doar ceea ce considerați că vi se potrivește și doar în varianta în care vi se potrivește. Da? Cam asta e tot ce pot să vă spun și vă mulțumesc că ați fost și în seara aceasta alături de mine pe canalul meu de YouTube și vă doresc în continuare o seară plăcută și să fiți iubiți. La revedere!